În caz că vă întrebați, asta ar fi fost a doua zi în care nu am subiect de vlog, dar o să le comasez pe amândouă la un loc, pentru că mă simt un pic vinovat să nu postez nimic și am filmat și ieri, chiar dacă nu am postat. Ieri au fost 3 tentative nereușite de vlog și o să vi le arăt pe rând. Prima este când m-am dus să filmez pentru Flavia o chestie la birou, într-o dită mai corporație, unde lucrează și nevastă mea. A doua este când m-am dus pe lacul Mori și a început ploaia. Și a treia este când m-am dus... E bine că nu găsește asta adresa. Când m-am dus la Flavia. Alo? Bună dimineața! Este 7:30. Și mă duc la birou la Grisi. Flavia avea o filmare la ăștia de care se ocupă de vreo săptămână încoace și astăzi are altă treabă și nu poate filma încheierea, așa că mă duc să filmez ultimul interviu cu unul dintre șefii lui Grisi, presupun, nu știu exact, pentru un clip de promovare. Să mergem. Hai, fă-te roșu, fă-te roșu. Acolo lucrează Grisi. Acolo trebuie să ajung. Am ajuns la Grisi la birou. Aștept să vină liftul ei super corporativ și fancy. Și mergem să filmăm. Nu știu cât o să pot să filmez pentru vlogul ăsta în biroul lui Grisi, pentru că n-a editat mai corporația. S-ar putea să fie niște restricții. Dar dacă am ocazia, o să fac un timelapse de la etajul 22 din clădirea asta de pe Calea Victoriei, unde totul arată superb. La etajul 22 și cred că o să vă las aici 5 minute să facem un timelapse. Ia uitați cum se vede. What the actual fuck? Cum a fost la filmare? Foarte bine. Da? Da. Și în rest, pa! Baftă la birou! Mulțumesc, la fel și ție! Din moment ce am totul pregătit pentru săptămâna asta, singura mea activitate de astăzi ar fi să stabilesc care să fie subiectul de Zaiafet pentru joi. Și eventual să scriu o introducere, pentru că am suficient timp mâine și poimâine să îl completez. Așa că o să fac o pauză mică și o să merg pe lacul Mori. Pe vremuri, acum 6 ani, înainte să mă căsătoresc cu Grisi și când stăteam în militar, vedeam foarte des pe lacul Mori cu mașina să stau. Apăruseră audiobook-urile de la Humanitas și mi le-am cumpărat pe toate. Și stăteam și le ascultam pe lacul Mori. Era o activitate foarte plăcută pentru relaxare. E mai mult sau mai puțin la fel. Arată mult mai bine când e soare. Dar vom merge și vara. Începe să plouă, asta a fost un sfert de oră, merge și așa. M-am mudat din țel, dar am apucat să ajung aici înainte să înceapă ploaia. Plec la Flavia, îi las cardul cu ce am filmat de dimineață la biroul la Grisi și apoi acasă să mă apuc de treabă. Alo? Iartă-mă, unde ești? Sunt la stația de metrou 1 Mai. Aoleu, să vin înapoi, spre Piața Domenii. Și ce filmezi aici? Un filmuleț pentru oamenii de la AMROP, care au un instrument de măsurare a competențelor angajaților pe care vă privim mai departe. Poți să vin și eu? Nu? A, n-am voie. Filmare foarte serios. Uite, am și eu o filmare, să știi, pentru canalul Horia Sârghii. Așa. Și nu ești invitată. Nu sunt invitată? Nu. De ce? Pentru că nu am putut să vin la AMROP.
N-ai putut? N-ai putut. N-am putut. Îmi pare rău să aud asta. Foarte. Eu, dacă aș face lucruri pe canalul ăsta, avea nevoie cu Wi-Fi invitat mereu. Da? Da. Aaa, de asta o să invitat special și constant. Pa, pa! Da, am început excelent ziua asta. Am inundat apartamentul. În 40 de minute trebuie să plec să mă trezesc cu Irina, de la Irina Citește. Cred că mă omoară Grisi când ajunge acasă. Ce s-a întâmplat? Mie îmi curge baia, bazinul. Când se umple, nu se oprește și continuă să curgă apa. Stai să-l dau un pic mai tare, dă-l dracu, dă-l. Nu mai am niciun chef de... și mi-a sunat telefonul, am lăsat bazinul să se umple, am uitat de el, m-am dus în bucătărie și am scris textul pentru Zaiafet, care, în mod stupid, e despre istoria chilotului. Și... aveam de ales între istoria chilotului și istoria closetului și am ales istoria chilotului. Acum, nu știu, se pare că am ales greșit. Alo? Mi-am inundat apartamentul. O să vezi în vlogul de astăzi. Mă omoară nevastă mea asta, e, mă termină, nici nu știu. Da, curge bazinul de la closet. Și nu se mai oprește și eu l-am pornit și m-am dus să scriu despre istoria chiloților pentru joi. M-am schimbat, nu mă mai întâlnesc cu Irina, am chemat instalatorul, trebuie să vină ăsta în vreo 30 de minute. Evident că nu o să pot filma instalatorul, e mult prea dubios și nu cred că are chef omul ăla să fie filmat pentru vlog în timp ce schimbă bazinul de la closet. Îmi dă drumul la aerul ăsta condiționat pentru că sper că o să scoată umezeala un pic din cameră. Îmi imaginez că o să se umfle parchetul ăsta. Oh.